Brâncuși. În proiectul Măr de Aur pentru orașul Brâncuși nu am fost singuri, noi cei din Gorj. Avem printre dumneavoastră doi parteneri, domnul Victor Rădulescu, cel cu care am început proiectul, președintele FIJET România de la vremea respectivă, din anul 2012, și domnul Marian Constantinescu, actualul președinte al FIJET România. FIJET reprezintă o asociație a jurnaliștilor de presă scrisă de turism. Anul acesta au făcut 60 de ani. A fost această asociație ținta noastră de peste 15 ani. Am cultat mereu asocierea cu dânșii în dorința de a aduce la Târgu Jiu un măr de aur. Cum spunea și domnul primar, este al cincelea măr pe care România îl primește în octombrie. Dumneavoastră vreau să fiți cei care primiți cadou înainte de ziua turismului prin știrea pe care v-a dat-o domnul primar astăzi. Deci, trăiți bucuria alături de noi. Ce am vrut noi cu acest proiect? Am vrut să arătăm lumii, pentru că știam că este un oraș care poate primi o distinție, un oraș care merită această distinție, pentru că noi îl considerăm o destinație culturală și turistică unicată. Acesta este Târgu Jiu. În realitate, fiecare dintre dumneavoastră, dacă sunteți turiști la Târgu Jiu, observați cu încântare, cu plăcere, zecile de autocare care trag și parchează în fața parcului unde se află Poarta Sărutului și Masa Tăcerii, sau în fața coloanei recunoștinței fără sfârșit. E o bucurie imensă pentru un lucrător în industria ospitalității să vadă acolo polonezi, chinezi, australieni care fac poze când se lasă seara. Și evident ne dăm seama că acești turiști obosesc în orașul de pe Jiu. Sunt structuri de primire în Târgu Jiu și în județul Gorj care satisfac cele mai pretențioase exigențe. Vindem produsele din Gorjul istoric și pictoresc pe multe segmente de turism,